Un șofer din Sălaj a ignorat regulile de circulație și a fost strivit între fiarele propriei mașini. Bărbatul de 59 de ani nu a acordat prioritate unui alt autovehicul și a intrat în coliziune cu acesta. Alte două persoane aflate în autoturismul din urmă au fost rănite ușor. Impactul a fost puternic, iar una dintre mașini a fost serios avariată. Șoferul acesteia a rămas blocat în interior. La fața locului a intervenit un echipaj de descarcerare al Inspectoratului Județean pentru situații de urgență. Pompierii militari au reușit să scoată bărbatul și l-au predat serviciului de ambulanță. Victima a fost transportată la spitalul de urgență din Zalău cu multiple leziuni și a rămas internată. Nu a fost singura persoană care a avut de pătimit de pe urma accidentului rutier. Doi tineri în vârstă de 24, respectiv 25 de ani, aflați în autoturismul Bușit, au fost de asemenea răniți. Și ei au ajuns pe mâinile medicilor, dar după ce li s-au acordat îngrijirile necesare, au fost lăsați să plece acasă. Unde conducătorul autoturismului marca Logan nu a acordat prioritate de trecere autoturismului marca Volkswagen, care circula regulamentat pe bulevardul Mihai Viteazu din direcția centru spre gara. În urma evenimentului rutier a rezultat rănirea a trei persoane care au fost transportate la Spitalul Județean de Urgență Zalău pentru îngrijiri medicale. Poliția continuă ancheta în acest caz.